Cea de-a doua rețetă a emisiunii este o minunăție. Știu rețeta aceasta de la o prietenă, se numește Cristina, a fost și pe aici prin emisiune, ne-a învățat câteva rețete deosebite. Fac coșulețe astăzi cu tofu, coșulețe din fulgi de ovăz. Așadar, mergem, luăm fulgii de ovăz, îi cântărim, sunt 225 de grame, apoi punem ulei de măslină undeva la 50 de mililitri și 100 de mililitri de apă. Este așa un aluat sfărâmicios ca de biscuiți și îi așezăm așa într-o formă de coșuleț, punem la cuptor și vă garantez, sunt grozave aceste coșulețe pe care de altfel după aceea le umplem cu smântână de caju și brânză de tofu. Și uite așa facem noi foarte repede rețeta coșulețe cu tofu. Dar 225 de grame de fulgi de ovăz din aceea moi, punem 50 de mililitri de ulei de măsline și 100 de mililitri de apă, sare după gust. Și amestecăm cu mâinile, nu mult timp, atât cât se incorporează tot. E gata. Și acum modelăm coșulețele. Așezăm în tăviță, eu am o tăviță așa specială pe care o folosesc, fiecare însă poate să-și aleagă forma dorită de coșuleț. Ies ca niște biscuiți crocanți în formă de coșuleț. Gata coșulețele. Compoziția ajunge pentru 6 coșulețe într-o formă de, să spunem, brioșe. Gata. Am preîncălzit cuptorul la 200-220 de grade și timp de 25 de minute jumătate de oră, atât cât să se rumenească, dar nu foarte tare, să rumenească, să rămână crocante și gata. Cât coșulețele sunt la cuptor pentru 25 de minute, 30 de minute, facem smântâna de caju. Punem caju, apă, sare, mixăm, apoi tocăm mărunt ceapa și mărarul, le amestecăm și cam asta este compoziția. La final, spuneam, tăiem și brânza tofu și le punem în coșulețele noastre. Haideți să blendăm. Să obține o pastă și dacă vă rămâne, puteți să o așezați pe o felie de pâine și să o mâncați. Nu e nicio problemă aici cu gramajele. Spargem la mâine. Așa. Sare. Și mărar. Tăiem ceapa, mărarul și le adăugăm la smântâna de caju.
Gata, gata cu oșulețele noastre. Asamblăm smântâna de caju și brânza tofu. Miroase bine, arată bine. Putem să punem și salată alături și este o masă foarte delicioasă. Putem pune și puțin ardei capia pe deasupra. Ce să vă spun, este un deliciu. Merită să faceți această rețetă sănătoasă, gustoasă și, spun eu, și ieftină și rapidă. Rapidă, în 40 de minute aveți toată masa asigurată și făcută. Bineînțeles, toți vor fi încântați pentru că vă vor cere rețeta. Așa că nu-mi rămâne decât să vă spun poftă bună!